Domnul Dan, cum a fost vara asta? Unde ți-ai încărcat bateriile? Vara asta, calendaristic, în emisfera nordică, într-adevăr, a început în iunie, dar pentru mine în ianuarie, pentru că eu continuă sursă de vitamina D, survivor. Am fost plecat și cu tatăl meu, cu nepoții, frate-soră, cu iubita mea și cu băiatul meu și cu mămica lui. Deci am toate categoriile vieții mele au fost bifate. Au fost Riviera franceză și Italia cu iubita, au fost Albania, Grecia cu băiatul și a fost România noastră bună cu familia mea, cu tata, de fapt. Nepoții ce vârste au? Nepoții au așa, 15, 8, da, păi băiatul meu are 17 ani jumate. E clasa 12 la liceu francez de acolo. Deci Viena, am fost acum 6 ani, am fost recrutat de o firmă de media și am condus o divizie de media a unui radio la Viena. De acolo am plecat la Survivor în sezonul trecut și restul e istorie. Ea îl cunoaște pe băiatul tău? Da, s-au cunoscut și are o relație, pot să spun, chiar foarte bună de prietenie cu mama băiatului și așa că au reușit, s-au cunoscut, s-au plăcut, e foarte bine. Wow, mi se pare foarte tare fosta soție cu actuala ta iubită să fie... E foarte rar. Mama lui Antonio, Anca, o femeie educată în Occident, a înțeles și înțelege foarte clar cum stau lucrurile în viața noastră, la fel și Ana Maria, deci cred că suntem auspicii foarte bune.